Bună seara, bună seara tuturor! Chiar dacă am intrat din nou pe nepregătite, așa cum v-ați obișnuit, prefer acest mod de a comunica cu dumneavoastră. Am ajuns la ultimul pas pentru a termina geanta lucrată în punctul Prada. Eu am montat deja o parte din mânere, după cum vedeți, pe partea aceasta. Voi prezenta acum modul în care se lucrează, se montează mânerele pentru genți. Bineînțeles, sunt diferite tipuri de mânere, însă eu pe acestea le-am folosit pentru această geantă și de aceea aș dori să vă prezint modul în care se lucrează. Știu că ora este târzie, știu că am intrat pe nepregătite, însă voi continua. Este mult mai ușor pentru mine în felul acesta și de aceea voi face ultimul pas pentru a închide seria acestor life-uri în care am lucrat geanta în punctul Prada. După cum vedeți, aici am făcut un nod pentru că acest tip de șnuri se desface foarte, foarte repede. Apoi voi face un ochi de lanț pentru început. Am deja o persoană care mă privește și vom începe să îmbrăcăm această tortiță, această parte a lucrării. Și voi lucra în felul acesta, voi îmbrăca acest inel cu piciorușe scurte, ținând ascuns firul de început și bineînțeles că încet, încet, cu pași mici, voi îmbrăca inelul de jur împrejur, în felul acesta. Nu este greu, pare greu, însă veți vedea că dacă veți încerca, eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare, dacă veți încerca, cu siguranță veți reuși și dumneavoastră. Eu sper că v-a plăcut acest model să-l lucrați. Pentru prezentarea inițială, după cum ați văzut, eu am început cu culoarea albastră, pentru că această geantă era deja în lucru, trebuia să mă familiarizez și eu cu punctul pe care l-am folosit, să mă familiarizez cu firul pe care îl folosesc și de aceea v-am prezentat începutul pe culoarea albastră, apoi, dacă vă amintiți bine, v-am prezentat geanta când deja o aveam în lucru. Atunci eu voi continua cu să îmbrac acest inel și astfel să dăm și ultima ultima notă de eleganță acestei genți. Pe mine modelul m-a încântat foarte mult, chiar dacă primele două rânduri sunt un pic mai dificil de lucrat, după aceea, așa cum ați văzut și dumneavoastră, urmând cele două rânduri, înainte și înapoi, noi am realizat această geantă. Bineînțeles, voi continua și cu alte modele de genți, în alte culori. Am procurat deja materialele disponibile. Doamna de la magazin este o drăguță care întotdeauna procură ceea ce am nevoie și doar în cazuri extreme trebuie să apelez la alte surse. Însă deocamdată
Am găsit la ea tot ceea ce materie de fire, tot ceea ce am avut nevoie. Încet, încet ajung la capătul acestui inel. Îl voi îmbrăca încet, încet. Eu niciodată nu pot să precizez ora în care voi intra live, pentru că, așa cum știți, am un serviciu de așa natură care nu-mi permite să respect un anumit orar. Eu acum am terminat ziua de muncă. Dacă ați fost atenți, chiar și astă noapte, eu la ora 3 eram live, pentru că de obicei așa mă trezesc la aceste ore. După cum vedeți, am ajuns aici unde am terminat de îmbrăcat inelul. Acum eu voi scurta acest fir, voi lăsa o bucată cât să-mi ajungă să cos. Voi coase cu acul mare pentru cusut lână. După grosimea acestei genți, părerea mea este că nu are nevoie să fie căptușită. Vom pune doar pe fundul genții să acoperim fundul. Aici eu voi intra cu acul și voi închide acest ultim ochi de lanț pe care l-am lucrat, după care îl voi fixa în mod egal cu celălalt. Ați văzut, deja le-am aplicat celelalte trei și, bineînțeles, din nou cu acul vom începe să coasem. Vom coase foarte, foarte ușor. Mă uit să fie exact în poziția corectă. Trebuie să fim atente aici la început, unde facem primii pași. Aceștia sunt foarte importanți pentru stabilitatea mânerului și pentru distanța pe care o va avea acesta. Trebuie să fim atente ca partea din față să fie exactă cu partea din spate. De ce spun partea din față? Pentru că fiecare, dacă va dori, va putea să pună în față ceva, o broșă, o floare, o ceva care să-i arate exact partea. După cum vedeți, eu intru doar în jumătatea fiecărui picioruș pe care l-am lucrat și voi coase de jur împrejurul inelului, chiar dacă este un pic mai greu, nimic nu se face fără sacrificii. Ce vroiam să vă spun astăzi, eu voi pune lucrul în modul în care să pot cu ușurință manevra. Ce vroiam să vă spun? Bună seara! Bună seara! Astăzi nu am reușit să ajung pe canalul tău. Ieri te-am urmărit, astăzi nu am avut încă timp să intru. Tocmai asta vroiam să precizez în seara aceasta din nou o serie din
frumoasele canale de YouTube pe care eu le urmăresc cu foarte mare plăcere și cu interes în același timp. Deja avem aici prezentă pe doamna al cărei canal de YouTube se intitulează Acrylic Lovers. Dumnea ei desenează foarte, foarte frumos, are un talent deosebit. Orice obiect pentru ea reprezintă o temă de exprimare prin desen. De asemenea, astăzi am urmărit din nou pe Croșetate by Emilia. Aceste canale despre care eu vă vorbesc sunt accesibile și vi le recomand pentru că, într-adevăr, aveți ce să vedeți acolo și puteți învăța din ceea ce urmăriți. Așa cum am spus de multe ori, chiar și pe grupul meu de lucru de pe Facebook, și persoane care pictează pot să se înscrie. Important este ca să fie lucru de mână. Aceasta este important. Așa cum vă spuneam, am urmărit pe doamna Emilia, Croșetate by Emilia. După aceea am urmărit un foarte frumos tutorial al bursucului călător de la Luxemburg. Am rămas uimită de frumusețea acelui oraș, de vestigiile istorice care sunt îmbinate foarte frumos cu prezentul, cu modernul. Așa cum la Acrylic Lovers, din nou te numesc, am admirat acea tehnică în care a desenat cu două creioane în același timp. Trebuie doar o mână foarte expertă și foarte multă îndemânare să poți face acest lucru. De asemenea, cu mare drag vă recomand, și aici mă refer la persoanele care nu cunosc încă, vă recomand pe Bogdan Șoferul, care este, așa cum vă spuneam, un tânăr din București, care în excursiile sale ne prezintă frumusețea locurilor în care el poartă diversi excursioniști. Apoi vreau să vă vorbesc despre, în afară de bursucul călător care m-a uimit cu frumusețea videourilor sale, vreau să vă vorbesc despre Octavian Fecheta, și acela este un canal pe care eu îl ador. De fapt, toate le ador cu mare drag, cu mare drag. Canalele pe care sunt eu înscrisă le urmăresc cu plăcere și cu pasiune chiar, pentru că am găsit acolo persoane deosebite, persoane pline de umanitate, persoane sensibile, delicate și care prin videourile pe care ni le prezintă ne fac să înțelegem că în viață sunt și alte lucruri importante, nu doar noi, precum persoană. De aceea vă vorbeam despre canalul lui Octavian Fecheta, care se numește Amazing Wildlife Birds and Hare Singings. Deci este un canal unde veți putea vedea aproape totul despre viața păsărilor exotice, păsări care nu trăiesc în țara noastră. Am văzut și fluturi, am văzut și cai,
Am văzut, m-au uimit o specie de fluture, nu mi-amintesc acum cum se numește, care are dosul aripilor de culoare albastră, foarte frumos. Apoi vă recomand din nou cu căldură pe Bucur Loredan, Natura, Darul Divin, așa se numește canalul lui. M-am bucurat foarte mult când am primit ieri cuvinte de apreciere din partea lui Bogdan, de asemenea Tatea și Fetița, cu care mă divert foarte mult pentru că are canalul său de bancuri. Din păcate, nu întotdeauna timpul îmi permite să intru în direct, însă când reușesc, mai intru și eu să spun acolo câteva glume, să fac un pic de atmosferă. După cum vedeți, încet, încet ajungem aici la capătul. La capătul lucrării, așa să spunem. Și vreau să vă vorbesc în continuare de Monica. Monica, care se scrie cu K de la kilogram, care citește, este pasionată de citit. Deci fiecare dintre persoanele despre care vă vorbesc are o pasiune. Monica este pasionată de citit. A prezentat foarte frumos câteva pasaje foarte, foarte interesante din o carte scrisă de David Hamilton, cum poate mintea să vindece corpul. Deci, așa cum vă spun, sunt canale de YouTube de unde puteți învăța lucruri foarte frumoase, unde puteți vedea cu adevărat maestrie, artă, inteligență, tot ceea ce poate fi mai frumos într-o persoană. Apoi am urmărit-o pe Flori, care astăzi a fost foarte hărnicuță și ne-a prezentat o omletă cu ciuperci. Eu chiar nu am făcut omletă cu ciuperci niciodată. A făcut gogoși în casă, a făcut pâine în casă, foarte frumos. Deci, în câteva cuvinte, toate persoanele despre care eu vă vorbesc au canale de YouTube pe care merită într-adevăr să le urmăriți. Înscrierile sunt gratuite. Apoi, de cine să vă mai vorbesc, nu vă mai spun de Andreea și Răzvan, pe care îi ador, este o familie de care îmi place, mie îmi plac foarte mult, precum cuplul pe care îl formează și în același timp, dacă vreți să slăbiți, să mâncați sănătos, vă puteți înscrie pe canalul lor și acolo veți vedea foarte multe lucruri interesante. Am cusut aici și acest mâner. Acum voi intra pe dedesubt și voi ascunde acest capăt de fir cu atenție. Voi face câteva noduri, pentru că, așa cum știți, doamnele care lucrează, care croșetează, știu că acest tip de șnur se desface foarte ușor, se destramă, dacă nu este bine sigilat, așa cum numesc eu. Îi dăm siguranță în felul acesta. Voi ascunde firul aici și deja mâine voi intra în lucru cu partea a doua a tutorialului cu iepurașul pe care îl voi folosi
Voi face, de fapt, să vedeți dumneavoastră ornament pentru Paște, ornament pentru pus la ușă, în interior sau în exterior, unde doriți dumneavoastră. Din nou, nu știu dacă voi intra live sau dacă voi face un tutorial. Eu prefer live-ul pentru că îmi rămâne pe canalul de YouTube și nu trebuie să mai aștept ore întregi să încarc acele tutoriale. Aici internetul este foarte, foarte greoi și, așa cum am spus și altă dată, chiar dacă se numește firma Eolo, ar trebui să zboare precum vântul, însă nici măcar nu adie. Aceasta este. Încet, 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 încet ascundem acest capăt de fir și nu ne rămâne decât să punem pe fundul genții să punem un carton pe care eu l-am decupat deja după forma fundului genții. Îl voi îmbrăca într-o bucată de țesut și acela va proteja. Am încheiat și aici. Voi da acul deoparte. Mai am un fir pe care trebuie să-l scurtez. Și acesta. Acum voi trece la partea cu. Deci, acestea sunt mânerele montate în felul acesta, îmbrăcate și cusute. Acum voi pune un pic în picioare aici geanta mea și voi face partea care va veni pe fundul genței. Așa cum vă spuneam, am decupat o bucată de carton după dimensiunile adecvate, o bucată de țesut negru, un pic mai rezistent, iar acum voi tăia un pic în modul în care eu să-l pot lipi. Voi lipi doar țesutul de carton, nu voi lipi cartonul pe fundul genții, pentru că astfel geanta va putea fi foarte ușor de spălat. În momentul în care veți decide să spălați geanta, sfatul meu este să o puneți fie într-o plasă pentru care se folosește de obicei pentru anumite lucruri pe care noi le punem, mai delicate, pe care le punem în mașina de spălat, la o temperatură de 30 de grade, la un spălat delicat și dacă nu aveți acea plasă, acea rete, puteți folosi foarte ușor o față de pernă. O puneți într-o față de pernă pe care o închideți apoi și în felul acesta puteți spăla geanta. Eu acum voi lipi țesutul aici pe. Pe carton. Este un lipici lichid, puteți folosi și lipiciul la cald, nu este nicio problemă. Important este să lipim materialul, să dăm siguranță. În felul acesta, încet, încet, cu răbdare. Pentru că este nevoie și de răbdare, precum în toate lucrurile frumoase care se realizează. În
felul acesta. Nu este mult timp de când eu am descoperit și faptul că pot lucra și genți, și eu, ca și dumneavoastră, învăț în continuu, deci nu m-am născut învățată. Și pentru a mă prezenta în fața dumneavoastră, întotdeauna mă pregătesc exact precum un elev care merge la școală și își pregătește temele. În felul acesta și eu mă pregătesc înainte, îmi pregătesc tot materialul și apoi încep lucrul propriu-zis. Știu că este foarte târziu, dar eu de obicei la această oră, în jur de această oră, termin serviciul, orele de muncă, pentru că pentru mine croșetatul și tot ceea ce restul ce fac este doar hobby. Eu fac și o altă meserie. Într-o zi vă voi vorbi despre meseria pe care o fac. Dacă ar fi, aș avea timpul necesar doar pentru croșetat și pentru lucrat aranjamentele pe care le am în minte de foarte mult timp, însă nu am timp să le fac pe toate. Așa cum spuneam, dacă nu aș avea serviciu, aș fi în continuu prezentă cu lucrări. Mă relaxează foarte mult faptul că îmi las un pic imaginația să zburde. De multe ori plec cu o idee la începutul unei lucrări, iar pe măsură ce lucrez, acea idee o dezvolt, fac schimbările mele, fac în modul în care lucrările mele să fie diferite, în care lucrările mele să aibă amprenta mea personală. Acum, fetele care mă cunosc de mai mult timp, și aici mă refer la fetele de pe grupul de lucru, știu mare parte din lucrările pe care eu le-am făcut. Știu că veți urmări mâine acest video, însă eu de acum vă mulțumesc. O, Marius Pop, bună seara, bună seara, ciao, bună tati, bună, bună. Îmi pare bine, îmi pare bine, sunt la sfârșitul lucrării cu geanta, în sfârșit reușesc să o termin. Avem aici alături Acrylic Lovers. Dacă nu cunoașteți, puteți intra pe canalul ei și veți vedea ce mână minunată are și ce talent la desen. Și din câte știu că a spus într-un live, în curând va edita, dacă nu a și apărut, o carte pentru copii desenată de ea. Deci am făcut aceasta pentru a proteja fundul genții noastre. O voi introduce în interior, însă nu o voi lipi, pentru că în momentul în care geanta va fi spălată, acesta va putea fi scos cu ușurință. Așa.
felul acesta se prezintă, după cum vedeți, înăuntru. Și aceasta este geanta. Pentru a-i da o notă de eleganță, mie întotdeauna mi-au plăcut micile lucrușoare. Eu de obicei iubesc lucrurile mici. De foarte multe ori, găsind aceste mici baticuri, eu mi le-am cumpărat, am foarte multe în culori diferite, pentru a da o notă de chic, de eleganță, de frumos, voi pune acest batic într-o parte. Această geantă apoi va putea fi asortată la o rochie albă, la... Oricum, nu o voi lega prea strâns, pentru că mie îmi place să fie așa flu-flu. Acum este foarte modern să se poarte eșarfă la gentuțe. Să spunem că în final acesta este rezultatul. Eu voi lăsa un pic camera jos sau puteți vedea chiar și așa. Vă cunoașteți, îmi pare bine, tati. Marius Pop, și eu te pup. Am fost, așa cum ați văzut, și azi noapte live, la ora 3 eu eram live pentru a continua acest proiect. Acest proiect care mie mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Eu sper să placă. Mâine voi pune fotografie pe comunitate. Mâine voi prezenta și pe grupul de lucru fetelor rezultatul final. Eu sper foarte mult să placă, să fie lucrat. Și după ce voi termina cu cele câteva lucrări pe care le mai am de executat pentru... Da, eu m-am trezit la 2:30, am făcut 12 ore în picioare și m-am odihnit apoi o oră și jumătate și mi-am reînceput din nou lucru, pentru că bătrâna m-a trezit azi noapte la 2:30, în sfârșit. Am făcut azi noapte ceea ce am reușit. Mulțumesc foarte mult și tu ești foarte talentată. Eu admir, așa cum spuneam mai devreme, din orice, chiar și ceasul. Ceasul te inspiră, orice obiect. Bună, Flori, bună! Eu, Flori, tocmai am terminat geanta, am făcut ultimele aranjamente, ultimii pași care erau de făcut și am văzut că sunteți aici alături de mine, am spus să mai schimbăm câteva cuvinte, chiar dacă este târziu, știu că sunteți obosiți. Flori, aceasta este geanta. Asta spuneam mai devreme, că voi pune fotografie mâine pe comunitate și apoi veți putea vedea. Mie așa mi-a plăcut și mi-a părut un pic mai chic să-i pun acest baticuț într-o parte, însă cine nu vrea poate lăsa geanta simplă, dar... Se trag firele dacă nu sunt atentă. În sfârșit, poate rămâne și așa simplă. Pare rău că nu am modul în care să vă prezint mai bine. Mulțumesc! După ce spuneam mai devreme, după ce voi termina
cu cele câteva lucrări pe care le-am de făcut pentru Paște, voi intra să continui lucrarea cu acel albastru regal pe care mie îmi place foarte mult, îl ador și, bineînțeles, voi veni și cu alte modele, cu alte cu poșete, mai micuțe, mai mari, geantă de plajă, în sfârșit. Da. Depinde de fiecare flori, sigur că da. De obicei, acum este modern să pui la geantă o eșarfă, o ceva. Și bineînțeles, o poți asorta. Da? Bine, mulțumesc. Să-mi spui numele tău exact. Ai aceeași fotografie? Da, bine. Am citit acolo și am uitat despre ce vorbeam mai devreme. Despre acestea. Nu am comenzi. Eu ceea ce fac acum doar pentru YouTube. Bine. Dacă mi-ai spus, Luisa, după aceea știu. Dacă văd fotografia, sigur știu. Cum să spun, Flori, deocamdată, de când este această perioadă cu virusul, am lucrat mai puțin pe comenzi, am vândut ceva înaintea Crăciunului. Înainte de acest virus și să intrăm în lockdown și în toată această nebunie, am vândut foarte mult din lucrările mele. Am avut comenzi chiar și numeroase. Am lucrat și în beneficență pentru biserică, însă acum, la început, făceam dubluri. Deci prima, de exemplu, o găinușă, o lucram mai întâi, o prezentam și apoi arătam modul în care se croșetează. Acum lucrez totul unicat. Totul este unicat. Și ceea ce fac pentru YouTube, pentru doamnele începătoare care doresc să lucreze, pentru că eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare. Sunt puține creatoare de conținut care lucrează pentru începătoare. De obicei lucrează pentru doamnele mult mai avansate, modele greoaie. Eu mă adresez acestor persoane care doresc și sunt la primele arme în arta croșetatului. De aceea, ceea ce fac deocamdată rămâne la mine. Deci geanta o voi purta eu. Dacă voi avea, chiar dacă aș avea comenzi, cu sinceritate spun că nu aș avea timp să fac lucruri mari pentru comandă. Și în afară de aceasta, mi-ar fi foarte greu să le trimit în România. Firma de transporturi este la mai mult de 100 de kilometri de aici, așa că mi-este greu să trimit în România. Eu sper că v-a plăcut ceea ce am lucrat. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în seara aceasta, chiar dacă am intrat inopinat, cum am făcut întotdeauna. Sper că vă place. Cine va urmări tutorialul, sper să lase un like, un comentariu. Eu vă mulțumesc tuturor pentru faptul că mă susțineți, îmi dați curaj să merg mai departe, urez bun venit noilor abonați și întotdeauna voi fi și eu alături de dumneavoastră, așa cum dumneavoastră sunteți alături de mine. Chiar dacă nu reușesc în ziua respectivă, când puneți sus un material să vă urmăresc, vă urmăresc după aceea și întotdeauna schimb
nu știu cum să mă exprim ca să mă înțelegeți, prezența dumneavoastră cu prezența mea. Vă mulțumesc foarte mult, o seară frumoasă și dumneavoastră, așa cum spun întotdeauna și fetelor din grup, vă îmbrățișez, vă iubesc, vă doresc o noapte binecuvântată, vise plăcute și ne vom reîntâlni cu noi lucrări. La revedere tuturor, noapte bună, vă pup, vă pup. Mama Oana, bună seara, suntem la sfârșit acum. Suntem la sfârșit. Vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o noapte binecuvântată. Pa, pa Andrei, pa tati, pa, pa. Noapte bună. Și eu vă îmbrățișez. Pa, pa iubita. Mulțumesc, Flori, seară frumoasă și ție. Mulțumesc. Noapte bună. Noapte bună tuturor. Noapte bună.